Valea s-a format cu milioane de ani în urmă. Podeaua sa, care se înclină ușor de la o altitudine de peste 1000 de metri în est până la 320 de metri la Huyand, este compusă dintr-un pat consistent de depozite aduse din munții înconjurători. La poalele acestora, despărțite de ei, pe alocuri printr-o depresiune, se află o centură de dealuri joase, sterpe, numite adâr. Numeroasele râuri care coboară din munți traversează zona adâr pentru a iriga un lanț aproape neîntrerupt de oaze fertile, care înconjoară o zonă de plaști însărate și dune de nisip în partea cea mai joasă a văii. Râul principal este Sâr Daria, curge de-a lungul marginii de nord a văii. M-am oprit doar în două reprize pe traseul Tashkent-Kokand, v-am înfățișat Valea Fergana din goana mașinii, câte vreme traseul dus întors durează minimum 10 ore. Mă îndrept vertiginos către orașul Hukande, Havokande, nume vechi aparținând cronicilor secolului al X-lea, primele mențiuni documentare despre Kokand, important centru comercial pe drumul Mătăsii și în secolul al XIII-lea, distrus apoi de mongoli.